La 6 aprilie 1483, în ziua Vinerii Sfinte, se năștea la Urbino Raffaello di Santi, cel ce a ales mai târziu numele de Sanzio. Orașul atinsese apogeul strălucirii sale sub Federico da Montefeltro. Duce, condotier și mecenat vestit, Federico a fost marele om de gust care a inspirat această oază de cultură și de artă. Ea trăiește și azi prin liniile arhitecturale armonioase ale vastului său palat și prin comorile pe care acesta le adăpostește. La nașterea lui Rafael mai era încă viu în climatul artistic al orașului spiritul lui Luciano Laurana și al lui Francesco Giorgio Martini, maestrii care au înălțat impunătoarea reședință supranumită Orașul Palat. Aici au fost găzduiți literați, filozofi și poeți, alături de cei mai mari artiști ai timpului, Alberti, Paolo Uccello, Piero della Francesca, Melozzo da Forli, Perugino, flamandul Justus din Gand și spaniolul Pedro Berughete. Din acest mediu cultural prestigios și rafinat, Rafael va păstra întotdeauna rezonanțe durabile. Aici, la Urbino, și-a petrecut el primii ani fericiți ai vieții, printre culorile și pensulele tatălui său, Giovanni di Santi, pictor modest și poet de curte și mai modest. Dar fericirea ce a luminat scurta copilăria lui Rafael nu va dura. La vârsta de 8 ani, el rămâne orfan de mamă. 3 ani mai târziu își pierde și tatăl. Foarte curând, va trebui să părăsească încântătorul Urbino pentru a se muta în aristocratica Perugie. Potrivit lui Vasari, Giovanni di Santi, a cărui casă o vedem în imagine, a fost cel care și-a plasat fiul în apropierea atelierului lui Perugino, pictorul la modă pe atunci. Ajuns celebru după frescele din Capela Sixtină, acesta și-a alcătuit un grup cu care lucra la Perugia, am spune azi, pe scară industrială, făcând din orașul său și din împrejurimi un fel de feudă aproape exclusivă a activității pe care o desfășura. Aici, Rafael va trece de la practica de ucenic pe care o făcuse cu tatăl său la colaborarea directă cu Perugino, venind astfel în contact cu tehnica artistică a vremii. Deși aflat încă la vârsta adolescenței, datorită talentului precoce, Rafael avea să-l urmeze pe maestrul său în frecventele lui călătorii, ca de pildă la Toscana, în splendida Siena, orașului borgheze al lui Chigi, al lui Piccolomini. Un oraș al culorii, ce și atinsese apogeul înfloririi în secolele anterioare al XIII-lea și al XIV-lea. Totuși, după cum scrie Vasari, Pinturicchio, ajuns deja ucenic și colaborator al lui Perugino, a fost cel care, ca foarte intim cu Rafael, l-a luat cu sine la Siena în calitate de bun de senator. Pinturicchio primise de la cardinalul Francesco Piccolomini, viitorul papă Pius al III-lea, comanda să acopere pereții bibliotecii din dom cu picturi în frescă, ce trebuiau să ilustreze scene din viața rudei și înaintașului său papă umanist, Pius al II-lea. Azi, criticii sunt departe de a fi unanimi în a atribui ideatica unei părți din aceste fresce tânărului Rafael, care nu împlinise pe atunci 20 de ani. Din păcate, lipsind informațiile, perioada tinereții sale este plină de lacune și deci, acum, neclară. Să ne amintim că un elev nu semna niciodată operele la care l-a ajutat pe maestru, chiar și atunci când aproape toată opera îi aparținea. S-a observat totuși o demarcație între momentele cele mai bune ale lui Perugino și primele încercări ale celui mai vestit discipol al său.
Aceasta și pentru că arta lui Rafael evoluează nu în opoziție, ci într-o asimilare totală și plină de convingere a cuceririlor picturale ale maestrului. Un exemplu în acest sens ne-l oferă Învierea, tablou aflat azi în muzeul din São Paulo, Brazilia, în care delicatei contemplații a lui Perugino, Rafael îi adaugă elocința retorică a lui Pinturicchio. Mai fidelă spiritului și stilului lui Perugino este lucrarea Răstignirea, din colecția Mond, găzduită de Galeria Națională din Londra. Vasari scria despre această operă că, dacă numele lui Rafael nu ar sta scris pe tablou, nimeni nu ar lua-o drept opera acestuia, ci a lui Perugino. În Sfântul Sebastian, deși se poate observa tipologia lui Perugino, tânărul din Urbino introduce o manieră mai blândă, mai puțin incisivă, ce dezvăluie, alături de tabloul Îngerul din Brescia, o cunoaștere precoce a picturii florentine. Opera care aparține în întregime este Încoronarea Fecioarei, aflată la Muzeul Vaticanului. Aici, Rafael, care abia împlinise 20 de ani, împarte tabloul în două scene distincte din punct de vedere stilistic. În partea de sus, o atmosferă sărbătorească, determinată de o compoziție simetrică și rafinată în stilul lui Perugino, iar în partea de jos, o compoziție spațială mai complexă, creată de mormântul așezat pe diagonală și mai ales de marea varietate de registre și atitudini ale apostolilor. În cazul splendidei predele, adică partea inferioară a altarului reprezentată de un panou pictat, Rafael se confruntă cu numai puțin de trei moduri diferite de organizare a spațiului. Cu toate acestea, tablourile Buna Vestire și Circuncizia beneficiază amândouă de o compoziție simetrică, de o perspectivă foarte clară și precisă. Dimpotrivă, în lucrarea Adorația Magilor, artistul creează un plan de referință unic și nemijlocit, care, de la cai, se îndreaptă către copilul Hristos. Opera îi va aduce foarte tânărului maestru o mare faimă, chiar dacă aceasta se reduce strict la spațiul provinciei Umbria. Încărcătura limbajului și a problematicii sale se dezvăluie cu strălucită măestrie în faimoasa lucrare Căsătoria Sfintei Fecioare, aflată la Pinacoteca Brera din Milano. Fără a nega unele trăsături fundamentale ale lui Perugino, cum ar fi de pildă grația suavă și gânditoare, Rafael supune aceste elemente unei riguroase restructurări spațiale, în care domină ideea de proporție ca și de plină atopire a personajului în cadru. Comparând-o cu lucrarea Încredințarea cheilor de către Iisus, apostolul lui Petru, pe care Perugino a pictat-o în frescă cu 20 de ani înainte în Capela Sixtină, și în care observăm un fel de ruptură între personaj și cadru, vedem că Rafael, dimpotrivă, supune toate elementele cadrului unei compoziții spațiale unitare, al cărei centru de atracție este templul. Căsătoria Sfintei Fecioare este ultima sa operă din perioada umbriană, o amintire vie de la Francesca și a contemporanului său Donato Bramante, care construise nu de mult la Roma celebrul templu mic Tempietto din San Pietro in Montorio, pe care îl putem vedea în imagine în toată armonia și monumentalitatea. Ajuns la vârsta de 20 de ani, Rafael se poate muta în sfârșit la Florența. Orașul de pe Arno era singurul ce îi putea oferi
tot ce se creat atunci mai viu și mai revoluționar în artă. Aici, idealul renașterii, acea dragoste pentru cultura văzută în sine și zeificată, sfârșește prin a deveni la Rafael, mai curând, o calitate sufletească a artistului decât una poetică. Astfel începe la Florența glorioasa aventură a tânărului din Urbino. El se deschide tuturor experiențelor. Cu o surprinzătoare ușurință, asimilează ce este mai bun la maestrii cu care vine în contact, dar fără să renunțe la inconfundabila sa viziune poetică. Între timp, duce la bun sfârșit o pictură de altar pe care o începuse la Perugia. Dar faima de maestru cel consacrase în provincie se spulberă în fața marilor evenimente artistice care s-au succedat în acei ani la Florența. Leonardo da Vinci terminase cartoanele model pentru bătălia de la Anghiari, puteți vedea acum un desen de Rubens pe această temă, iar Michelangelo cartonul pentru bătălia de la Cascina, asupra căreia aceste imagini dau doar o palidă idee. Leonardo pictase în afară de Gioconda celebra Sfânta Ana. Michelangelo terminase de curând Madonna din Bruj, pe care nu trimisese încă în Flandra, ca și faimosul David, ce se putea admira în fața lui Palazzo Vecchio. Cu toate acestea, Rafael, al cărui autoportret îl priviți acum, s-a îndreptat la început către Fra Bartolomeo, fie datorită afinității culturale, amândoi urmaseră școala lui Perugino, fie pentru că îi era greu în acea perioadă să cunoască operele noi ale celor doi mari maestri. Minunatei măsuri pe care observăm în cazul lucrărilor lui Fra Bartolomeo, îi se adaugă splendidele tablouri de format mic ale lui Rafael, cum ar fi Visul Cavalerului, în imagine, și cele două versiuni ale Sfântului Gheorghe. În aceste opere se poate vedea deja cum tânărul din Urbino se eliberează de conformismul Perugino. Mișcările sunt mai hotărâte, în timp ce gesturile și expresiile devin mai variate și mai intense.